Sunt Roman Vlas, tehnician dentar, sunt antreprenor, am propriul meu laborator Dentix. Sunt antreprenor de mai puțin de un an de zile. La Dumitru asta a fost nevoia, că fiind antreprenor am simțit că este nevoie să fiu prezent și pe rețelele sociale și am ales unul dintre cei mai buni și nu regret. Un sfat care am primit de la Dumitru, mi-am schimbat numele și familia pe toate rețelele, exact ca în buletin. Asta recomand absolut la toți. Și cursul mi s-a părut foarte bun și aș recomanda pentru noi studenți să acționeze, indiferent de ce situația sau neajunsuri, numai acționând așa obții rezultat. Provocări cred că le are fiecare dintre noi. Eu personal am avut provocarea de a face reel-uri, de a ieși în față, de a deveni o persoană, hai să spun, publică, măcar în domeniul în care sunt. Și asta încet, încet se clădește câte o cărămidă la baza carierei mele și ca antreprenor, ca business. Da, pe viitor, sigur, dezvoltarea este necesară să fie continuă, altfel, dacă ne oprim, pur și simplu degradăm, să nu ne ținem în ritm cu evoluția și este necesar permanent să mergem la cursuri, să evoluăm și în marketing și absolut în orice. Pentru viitorii studenți recomand să acționeze, să fie cât mai receptiv, indiferent de ce obstacole întâmpină, doar acționând așa obții rezultate.